Situație incredibilă în județul Botoșani. O fată în vârstă de 14 ani a ajuns colegă de salon la maternitate chiar cu mama ei. Minora a născut un băiețel în urmă cu câteva zile, astfel că bunica a fost alături de nepot încă de la primele momente. Și așa s-a întâmplat ca nepotul și mătușa să se nască aproape în același timp. Stăm de vorbă chiar în aceste momente cu medicul primar Carmen Zăbolteanu. Este șefa secției de neonatologie a maternității Botoșani. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal. Pentru început, v-aș întreba cum se simte fetița de 14 ani care a născut în urmă cu doar câteva zile. Este în regulă. Se simte bine. Ea este mult mai matură emoțional și fizic după comportamentul care l-a avut în maternitate. Vă rog. Și a fost în regulă, deci îi părea o fetiță care era mult mai matură, prioritățile vieții au maturizat-o mai repede și s-a comportat diferit, nu ca o fetiță de 14 ani, ca o mămică. Ce se știe despre această fetiță de 14 ani? Din ce mediu provine? Ea este un mediu stabil. Nu s-a pus problema ca copilul și mama să nu plece în mediu familial. Ea era într-o relație stabilă cu un tânăr apropiat de vârstă, dar major, și ea și tatăl copilului se vor ocupa în continuare de copilaș. Din păcate, iată că România ocupă primele locuri în Uniunea Europeană la acest capitol. Este, fără doar și poate, un fenomen foarte greu de controlat. Spuneți-mi dacă aveți idee, de la începutul anului și până în acest moment, la maternitatea dumneavoastră, câte astfel de mame minore au ajuns? Am avut 25 de mame până în luna în mai. În medie avem cam 80, 85, 90 pe total an, pe un an întreg, în anii precedenți. Din păcate, în anul acesta a fost o ușoară creștere a mamelor de vârstă mică, a minorelor de vârstă mică, 14-15 ani. Am avut 3 minore de 14 ani și 3 de 15 ani. O ușoară creștere pentru acest început de an. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal, dar și pentru aceste detalii.